Emisiune susținută de Maurer Imobiliare. Toată truda i-a fost pe deplin răsplătită de fiecare dată când a reușit să urce pe podium și mai ales când imnul României răsuna triumfal. Noi făceam antrenamente pe ploaie, pe ninsoare, pe gheață, pe noroi. De deci 10 ani am fost în topul mondial, atât la proba de 800 cât și la proba de 1500. Mă bucur că sunteți cu noi, dragi prieteni, sunt Laura Manciu și vă spun bun regăsit la oameni și păreri. În această ediție am marea bucurie de a o avea invitată pe una dintre cele mai mari sportive ale țării noastre. A venit pe lume într-o frumoasă zi de decembrie anului 1956 în localitatea Hudești, județul Botoșani, într-o familie cu trei copii. Fiind înzestrată de Dumnezeu cu multe abilități sportive, în perioada anilor de liceu, în mintea adolescentei noastre, încolțește visul de a deveni o mare sportivă. Urmează Facultatea de Educație Fizică și Sport din Suceava și sub îndrumarea antrenorului Dorin Melinte și-a ridicat nivelul performanței. După terminarea facultății este cooptată în lotul național de atletism al României. Prin multă muncă și dăruire a reușit să-și atingă visul. A dobărât 18 recorduri naționale în sală și în aer liber, 13 recorduri europene în sală și 4 recorduri mondiale. A participat la 4 ediții ale Jocurilor Olimpice, unde a cucerit o medalie de aur la 800 de metri și una de argint la 1500 de metri. Și a adjudecat două titluri mondiale la 1500 de metri, în 1987 și 1989. A fost de cinci ori campioană europeană în sală, la 800 de metri și la 1500. A câștigat 10 titluri de campioană națională și multe alte medalii la campionatele de anvergură. După retragerea din activitatea competițională, a devenit antrenor de atletism, a fost declarată. Cel mai bun sportiv al anului 1990 și cetățean de onoare al orașului Bacău. A primit titlurile de Maestru al Sportului, Maestru Emerit al Sportului și Antrenor Emerit. În 2000 a fost distinsă cu Ordinul Național pentru Merit în grad de Comandor. Întotdeauna a fost convinsă că sportul îți disciplinează viața și a dorit performanța și a obținut-o atât în plan profesional cât și personal, este o persoană împlinită. Nu i-a fost ușor să se mențină pe cele mai mari culmi ale atletismului. A fost o muncă grea, cu multă disciplină, cu reguli bine stabilite. Toată truda i-a fost pe deplin răsplătită de fiecare dată când a reușit să urce pe podium și mai ales când imnul României răsuna triumfal. A fost mândră să-și reprezinte țara mândră că e româncă și nu și-a dezamăgit publicul. Doina Melinte, bine ați venit la Oameni și Păreri! Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație și vă doresc în continuare multe, multe succese și realizări, așa cum aveți emisiunea Oameni și Păreri. Fiecare are câte o părere și oamenii sunt diferiți din toate punctele de vedere. Așa este, e o mare diversitate de opinii. Însă trebuie toți să tindem către binele comun, până la urmă, nu? Da, într-adevăr, toți tindem către binele comun, dar în același timp trebuie să punem umărul, împreună vom construi ceva. Niciodată performanțele nu au fost construite de unul singur, dar totuși esențialul a fost în, în inima, în psihicul și în fizicul sportivului. Pentru că dacă nu ai un psihic puternic, nu poți să atingi marea performanță. Toți se antrenează, mulți copii, mulți sportivi fac antrenamente și fac antrenamente poate uh, dure. Uh -huh. Și, în general, antrenamentele sunt dure, dar uh, numai unii ajung să urce pe podiumul olimpic, pe podiumul mondial, pe podiumul european. După ce face diferența? Ce face diferența, eu cred că puterea psihică de a trece peste multe, multe obstacole. Antrenamentele sunt foarte grele, și în același timp perioada de pregătire este, este foarte grea. Trebuie să ai răbdare cu tine însă, pentru a acumula, pentru a te dezvolta, pentru a acumula atât efort psihic și cât aerob și anaerob și de a ști să dai performanța și să dai tot ceea ce există la nivel înalt în momentul respectiv. Nu pot să spun că tot timpul am câștigat, Sunt, nu ești mașină și apeși pe accelerație. Am avut și momente grele în activitatea sportivă, dar toate au trecut și am fost mândră de faptul că am reprezentat cu cinste România la marele competiții. Pe plan mondial, și am rezistat în. Cu toate că am început sportul de performanță foarte târziu, în 1972, unde eram elevă la Liceul Economic din Bisrița, și am făcut 22 de ani de, de sport. Uh -huh. Deci, aș putea să spun că este un efort imens. Adică. Uh, am făcut probele de 800-1500. Am alergat uneori și cross, și uneori și 3000, foarte puțin, dar proba mea preferată a fost 800. Dar cele mai multe cursele am avut de 1500. Iar uh, pregătirea era foarte. perioadele de pregătire, perioadele de antrenament erau foarte grele, uh, și într-un an de zile, realmente cronometrat alergam cam 500 de kilometri pe lună. Mm -hmm. Și începeam pregătirea în luna noiembrie, începeam concursurile cam la sfârșitul lui ianuarie, terminam la jumătatea lui martie, aveam o săptămână de pauză și începeam din nou pregătirea pentru perioada competițională de vară, unde dura până cam în septembrie și până la sfârșitul septembrie, uneori chiar mi-aduc aminte că la un moment dat, Cupa Mondială unde eram selecționată pentru Europa, pentru a reprezenta Europa, era undeva în luna octombrie, adică undeva la Barcelona, unde mi-a fost într-adevăr foarte greu ca să duc efortul și după ce am terminat toate competițiile, dar uh, cu ajutorul Dumnezeu și cu multă, multă încredere și voință, toate au trecut cu bine. Ce rol au avut eșecurile sau greșelile în călătoria dumneavoastră de perseverență și cum le-ați transformat în oportunități de învățare? Vă întreb pentru că ați antamat aspectul tenacității și mă interesează, sunt curioasă. Da, într-adevăr, greșelile. Deci, sportul de performanță încep ca și începător. Deci, ca și începătoare, vreau să spun că începeam cursele de 800 de metri până la 600 de metri eram prima. După 600, bineînțeles că nu aveam experiență și la bătai venim pe 5, 6, 7. Și pe parcurs, adică am, am acumulat și experiență, am acumulat și volum, și aerob și anaerob, și, într-adevăr, la prima mea competiție mare, care a fost Jocurile Olimpice de la Moscova, unde în acel an, în 1980, am alergat. 800 doar 2-0-0-24 într-adevăr mm -hmm. 20026 și la Olimpiadă, la Jocurile Olimpice, tot aceeași performanță am realizat-o la 800, dar nu am intrat în finală. Mm -hmm. Din greșeli înveți foarte multe și pe parcurs știi să-ți dozezi efortul, știi să-ți analizezi adversarele, știi să-ți analizezi cursa, știi să îți observi adversarele în timpul cursei. Asta totul depinde de la sezon la sezon și de la an la an. Nu poți să fii dintr-o dată, așa, cum să zic, cu niște performanțe imense. La un moment dat eram deja... Când voi trece bariera de... De sub două minute la 800 de metri și eram undeva în, la Sofia la un concurs și nu voiam să mă bată cineva anume și am zis la o, o altă sportivă să, să mă controleze în cursă și să-mi spună HEP și HOP. Și am confundat atunci hep cu HOP-ul și bineînțeles că prima mea cursă sub două minute a fost de 1, 50, și 80. Pentru că mi-am dorit mult și, și de deci ce după aia a fost foarte ok din toate punctele de vedere. Mai departe, țin minte că cea mai bună performanță a mea este de 1,5505 la 800 de metri. Undeva era pe vremea respectivă, prin 86, cred că 86 sau 83, nu mai-mi aduc aminte, era cea, erau, eram printre primele cinci performanțe mondiale anului. Am rezistat în performanță 22 de ani, iar 10 ani am fost la um, în topul mondial, în primele 10 din lume, atât la proba de 800 cât și la proba de 1500. Care au fost sursele dumneavoastră de inspirație în momentele dificile? Presupun că ați avut ca fiecare dintre noi. Momente dificile de inspirație, deci momente dificile ai, ai și în curse, momente dificile ai și în antrenamente, dar uneori când știi că de fapt ești considerată ca și o atletă de top mondial și fiecare atlet, fiecare sportiv, are momente în care este epuizat, făceam foarte multe concursuri, adică perioada de, de sală aveam câte șapte-opt competiții, iar perioada de vară, competițiile erau câte 11, 12, 13 și la un moment dat erai chiar epuizată, că circulai din țară în țară, la o dată concurai la trei zile și. Erau momente când, într-adevăr, ți era foarte, foarte greu, dar auzindu-ți, cum să spun, la microfon, auzind că concurează și în acea cursă, realmente parcă mă trezeam din, acel, din acea oboseală și ziceam, sunt totuși în cursă și reprezint România și trebuie să mă mobilizez. Și mă, mă, mobilizez și mă mobilizam și veneam chiar odată. Eram la Berlin și s-a pus uh, la cursa de 1000 de metri, cine face record mondial, are o mașină Am spus clar, erau uh, și rusoaicele la start, erau și redegistele, refegiste și am spus clar, sunt foarte obosită, nu cred că o să reușesc să fac record mondial. Și la un moment dat am zis, nu pot, dar în curs am venit, am venit și am venit pe locul 2, a făcut record mondial respectiva, redegistă, refegistă cred că era, și am venit pe locul 2 și eu sub recordul mondial bătut de cealaltă adversară. Adică există undeva un subinconștient unde și datorită lui Dumnezeu undeva acționează și psihicul, și te ajută să treci pe, peste anumite bariere. Să înțeleg că l-ați avut suport pe Dumnezeu care v-a întărit în acele momente. Da, într-adevăr, așa este și contează foarte mult și felul cum știi tu să abordezi și cum știi să te mobilizezi și sunt momente în curs în care um, trec adversarele și zici lasă că le ajung uh -huh. sau ești foarte relaxată și după aia continui tu cu un sprint pe ultimii 300 de metri sau depinde de cursă pe ultimii 120 de metri. Cum ați reușit să vă păstrați motivația și disciplina pe parcursul anilor de competiție? De la an la an îmi doream altceva <coughs> și deci, chiar când am ajuns în topul mondial, îmi doream să rezist, îmi doream să rămân acolo și totdeauna am fost motivată de, de felul că mai, mai îmi doresc ceva. Iar în momentul în care, în 1992-93, am spus că, în 93 în ianuarie, am plecat într-un turneu în Statele Unite. Atunci am zis că este, sunt ultimele mele competiții. Mm -hmm. Toți au spus că spune Doina, dar nu se va retrage din activitatea sportivă. Și, într-adevăr, atunci au fost ultimele competiții și m-am retras din activitatea sportivă mm -hmm. pentru că nu mai aveam motivație. Eram, de fapt, și propria mea antrenoare. Că la un moment dat, în 1989, am spus, halt, sunt antrenoare, sunt... Mm -hmm profesoară, am cronometru, am mâini, cap și picioare, psihic și pot să mă antrenez de una singură. Și m-am antrenat chiar în 1990, am făcut la New York două recorduri mondiale în aceeași cursă și atunci realmente mi-am bătut propriul meu record, dar atunci am alergat ca să le demonstrez tuturor că am capacitatea de a mă auto-antrena. Cum a influențat cariera sportivă, viața personală și dezvoltarea dumneavoastră ca persoană? Cariera sportivă, da, într-adevăr, momentul în care m-am lăsat de sport în 1993, am fost numită ca și directoarea Direcției Județene pentru Sport și Tinere, directoarea adjunctă, după, nu știu, cred că după patru luni de zile s-a îmbolnăvit fostul director și am fost numită director plin al Direcției Județene pentru Sport și Tineret. Ce să vă spun? Adică sunt sinceră și spun adevărul, nu știam nimic. Pentru că sportul de performanță. Deci, cât am făcut sport de performanță, am făcut doar sport de performanță, adică era dimineața antrenament, la ora 10 antrenament, la ora uh, 16 antrenament, refacere, recuperare. Uh, deci, dacă mă întâlneam cu părinții mei, mă întâlneam de două ori pe an, acasă la Bacău tot de două ori pe an veneam. Uh, deci, realmente, um, ce să spun, de cumpărături de asta, habar n-aveam cât costă o pâine, da, să știu și administrație și... În momentul în care am spus halt cu sportul de performanță și devin conducător, atunci am început să studiez, să învăț de la alții și am încercat tot timpul ca ceea ce am primit eu să dau și altora. Și am învățat administrație, nu pot să spun că am știut de la început, dar am fost foarte concentrată și am vrut să demonstrez că dacă am fost o sportivă bună, pot fi și un administrator și un manager bun. Și m-am luptat foarte mult la Bacău ca să construiesc ce era început din 1900, și toamna și am avut foarte multe piedici dar am trecut fiind o luptătoare, fiind un săgetător am trecut cu brio toate aceste obstacole și am fost mândră când de fapt am plecat în, din 2009 din Bacău am părăsit direcția județeană pentru tineri și sport și m-am întors tot în domeniul sportului la Ministerul Trinetului și Sportului am fost mândră de ceea ce am lăsat acolo adică am, din, am preluat în 1993 în, în o direcție județeană care avea, cu stăteau cu chirie în șase camere uh -huh. și am dus o direcție județeană cu centru administrativ, cu centru de refacere-recuperare, cu un hotel cu 100 de locuri de cazare și au rămas uh, baza sportivă modernizată, Sala de atletism modernizată cu Coritan, sala sporturilor la fel, adică. Dar, deci au trecut anii și au trecut atâția ani și suntem în anul 2024, și cu regret, dar și acea recuperare, refacere de la Bacău, care a fost gata în 2010, nici acum nu este funcțională, pentru că nici acum actuala și vechea conducere nu a fost în stare să dea personal pentru acum nu mai vorbim, mai mult ca sigur după noua legislație toate aceste uh, baze sportive vor trece la consiliile județene, trebuie să se respecte până la urmă o lege, dar uh, eu cred că totuși cei care vor veni și vor uh, Manageria Sportul românesc și sportul din teritoriu vor construi și vor dezvolta aceste baze sportive, care realmente nu mai sunt bazele sportive moderne de, de actualitate. Cum ați dori să fiți percepută de către fani și de către viitoarele generații de sportivi? cum am dorit să fiu percepută, sunt percepută așa ceea ce, ce întâlnesc și acum, că vorba m-am lăsat, fică mi are 30 de ani, m-am lăsat de 31 de ani de sport, mă întâlnesc cu oameni pe stradă care mă opresc și care mă felicită și, și mulțumesc pentru faptul că atunci, pe vremea respectivă, le-am adus bucurie în casele lor, prin performanțele mele și cum să fiu percepută? Sunt percepută așa cum sunt. Eu sunt un om direct, sunt un săgetător direct, cu un caracter echilibrat. Sunt cinstită, corectă, modestă. Așa este. Și mi-aș dori ca generația actuală, totuși, să fim noi modelele lor, pentru că noi, chiar, într-adevăr, am construit o, o, o. cum să zic? Am construit ceva, am adus României victorie. În ce fel v-a modelat personalitatea, sportul? În ce fel mi-a modelat personalitatea? În primul rând, sportul te face mult mai conștient. Mult mai perseverent, sportul are reguli, sportul este, reprezintă disciplină, reprezintă punctualitate, adică toate astea sunt benefice pentru omul care este de după o carieră sportivă. Trebuie să vă întrerup. Nu pentru mult timp, discuția noastră este cu mist, dar îmi pare rău. Iar dumneavoastră vă rog să nu plecați nicăieri pentru că urmează un scurt moment publicitar. Revenim într-o clipită. Am revenit în platou pentru cei care ați deschis televizoarele târziu. Vă amintesc că este împreună cu noi doamna Doina Melinte, o sportivă detalie foarte mare, internațională. Ne-ați încântat în prima parte a emisiunii. Și aș vrea să continuăm periplul nostru în universul atletismului și în viața dumneavoastră, din care am avut multe de învățat și încă avem. Aș vrea să vă întreb ați fost tot timpul în acest sport sau ați mai făcut și pauze? Deci aș putea să spun că am început, deci la început, deci m-am plimbat de la un sport la altul, dar câte o lună, două de zile, dar deci vreau să spun că deja eram la liceu atunci, am început foarte târziu, uh -huh. iar atletismul a fost uh, din, din una uh, ramura de sport uh -huh. pe care am început-o și am terminat-o în 1993 din 72 până în 93. La ce vârstă ați început să vă antrenați serios pentru a deveni o atletă olimpică? Deci, dacă am început în 1972, în 1976 am reușit la facultate, la Suceava, unde acolo l-am întâlnit pe fostul meu soț Dorin Melinte, care era mm -hmm. Profesor universitar, și acolo am început să mă antrenez pentru pentru a deveni o mare, mare sportivă. Uh -huh. Deci, a fost o activitate foarte intensă, adică dimineața făceam 6 km de alergare, la ora 8 eram la cursuri. La ora te, cursurile fie practice fie teoretice, la ora 16 eram din nou pe stadion. Uh -huh. Am terminat facultatea în 1979, am progresat foarte repede, atât la 800, cât și la 1500, încât uh -huh. în, în 1979 am fost coptată în lotul național de atletism, unde, la un moment dat, doamna Lia Manoliu s-a exprimat. În felul că, da, într-adevăr, va fi în lotul olimpic pentru că va participa la Olimpiadă Și, da, într-adevăr, în, după un an de activitate în, cum să zic, în cantonamente, am participat la Jocurile Olimpice. Deci, aș putea să spun și fac o remarcă: sunt sportivi, în ziua de astăzi, vorbesc de atletism, care au stat 10 ani în cantonament, ținut de atât de federație cât și de. Și nu numai în țară și în străinătate, uhum. cât și de federație, cât și de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, și au reușit să ia doar o medalie la un campionat european. Nici acum nu s-a calificat pentru Olimpiadă. Deci sunt uh, oameni și oameni, sportivi și sportivi, dar uh, faptul că, iar în momentul în care am ajuns în, uh, la Jocurile Olimpice de la, de la Moscova, deci următorul concurs a fost. Uh, Jocurile Mondiale Universitare de la București, unde am luat două medalii, una la 800 de aur și una la 1500 de argint. După aia a început, am fost campioană europeană de sală, și așa, rând pe rând, au trecut anii și m-am menținut în topul mondial la aceste două probe. Cum v-au susținut familia și prietenii în activitatea dumneavoastră sportivă? Prietenii m-au susținut, de fapt, pe vremea respectivă, nu pot să zici că aveam, aveam prietenii în cantonamente, că stăteam tot timpul în cantonament, iar uh, familia, mămica, tăticul meu era uh, persoana care, într-adevăr, uh, m-a ajutat în performanță, pentru că în momentul în care eram la liceu, trebuia să rămân în vacanță în uh, cantonament și... Uh, dădeam telefon la servici și spuneam, tăticu, dacă mă las să rămân în cantonament, tăticu îmi spunea, da, lasă că mă descurc eu cu maica ta. Iar mămica mea niciodată nu m-a lăsat să fac sport, totdeauna mi-a zis, când te lași, când uh, întrerupe activitatea sportivă și tot de la an la an îi spunea mămica mai fac un an, mai fac un an și așa au trecut anii până când în 93 am spus halt. Cum ați defini prietenia? Suntem la oameni și păreri și am vrea să știm și cum este omul Doina Melinte. Cum percepeți dumneavoastră prietenia? Deci aș putea să spun că am pri... Deci vorbesc acum de sport, da. Deci noi eram adversare. Eram adversară cu fița, cu maricica, cu mai multe multe sportive, dar eram adversarele, dar eram doar adversare în concurs, în rest eram prietene. Uh -huh. Și prietene, deci eu am prietene din 1978, 79, prietenele mele care mi-au fost adversare, care mi-au fost sportive, alături am făcut sport în cantonamente, stăteam în, așa, deci am rămas prietene și nu numai asta, deci am fost așa un gen de om, în care. Deci, era un moment dat, am zis. Eu am făcut un liceu economic-operatist la BIS, s-a în sfârșit. Într -un, erau patru licee în țară, era, stăteam într-o cameră, nu vă exagerez, 20 de persoane, 20 de fete. Deci am reușit după terminarea liceului, după, după 10 ani de zile, am zis, după nu, după 15 ani de zile, aș vrea să mă întâlnesc cu colegele mele de liceu. Și am fost, deci prietena din mine mi-am adunat colegele și ne-am întâlnit la Bistrița împreună cu diriginta, împreună cu profesorii, ne-am adunat să ne revedem după acea perioadă de timp. Și așa am, deci tot eu am organizat și întâlnirea de la facultate după nu știu câți ani. Anul ăsta cred și mai mult ca sigur mă voi ocupa că facem 45 de ani de la terminarea facultății. Dar mm. mă doare atât de mult sufletul pentru că am terminat în Suceava, am foarte mulți colegi în Suceava și unii chiar acolo în Suceava organizăm și nu vin. Deci ce fel de prieteni, ce fel de sunt oameni și oameni. Flacăra da. la unii se stinge, nu mai rămâne aceeași. <gânt> da. da. Sunt uh, caractere și caractere. Știți? Da, așa da. Este, Fiecare da. cum. Uh, da. Cât de atașat este de. Dumneavoastră sunteți, din ce văd eu, uh, foarte nostalgică și da, sunt vrea și... să vă reuniți, da. de, de aceea sunteți și catalizator. I, uh, mm. Îi chemați pe toți și îi motivați. Da. da. Uh. Sunt situații, pentru că mă gândesc că și dumneavoastră ați trecut ca noi toți, în care suntem trădați de prieteni. Ce ați sfătui pe cei care traversează astfel de situații? Este o întrebare foarte dificilă. Trădați de prieteni. Dar știți, de deja, omenirea s-a schimbat foarte mult. Oamenii s-au dezumanizat de toate punctele de vedere. Eu așa văd în ziua de astăzi. Și parcă prieteniile, unele prietenii nu mai sunt prieteniile de altă dată și te întrebi de ce. Uneori îți pui răspunsul, poate fiecare are probleme în familie, poate fiecare are greutăți, poate fiecare uh, au găsit alte drumuri, alți prieteni, alți și te consolezi și te duci mai departe. De deci ce ăsta ar fi sfatul să meargă mai departe? Pentru cei care um, au trecut prin astfel de situații, presupun că și reziliență în astfel de, de cazuri, nu? Pentru că totul în viață este trecător. <gători> poți să fii da. astăzi cineva, mâine poți să decazi, poți să uh, pornești la un drum, la o afacere, poți să pierzi și așa mai departe. Adică trebuie să fii conștient că uh, nimic nu este, um, cum să zic, valid. Uh -huh. Totul este trecător. Am înțeles. Care au fost momentele în care ați simțit presiunea de a satisface așteptările tuturor și cum ați depășit această apăsare? Deci, cum am spus, au fost momente în cursă în care, într-adevăr, simțeam că nu mai pot, că eram obosită și psihic și psihic, și fizic și psihic, dar auzindu-mi numele la microfon, imediat, uh, clicul venea subconștientul și îmi spuneam, trebuie să lupt, trebuie să demonstrez că totuși sunt cea mai bună. Da, dar nu a simțit ca pe o apăsare de a mulțumi pe toată lumea, pentru că uh, mulți ne gândim, uh, că E totuși o presiune care se exercită asupra noastră, că trebuie să reușim, că al mintării nu -o, o să fie mulțumiți oamenii. Și, practic. Da, o e vane... într-adevăr într o apăsare, pentru că, în momentul în care, poate, publicul niciodată nu știe că, totuși, un sportiv are anumite limite, anumit potențial și, uneori, mai și. Da, ai greș în toate, în toate cerințele tale, și nu poți să te mai ridici, realmente. Că nu suntem roboți, suntem oameni și avem și noi limite. Dar, totdeauna, mi-am zic altă cursă, alt succes. Ce sfaturi ați avea pentru ceilalți care se confruntă cu presiunea de a mulțumi, cum am spus, pe toată lumea, și cum i-ați încuraja să-și prioritizeze propriile nevoi și să-și urmeze propriile convingeri. Da, într-adevăr, un sportiv de performanță să știți că realmente acum are și un psiholog care îl ajută foarte mult deci, da, dar te ajută psihologul, dar nu poți să fie psihologul în mintea și în, în psihicul tău atunci când tu efectuezi un efort, adică asta depinde de o autoeducație a ta, a psihicului tău, uh -huh. și o autodepășire din toate punctele de vedere, pentru că, într-adevăr, sunt momente și grele, dar trebuie tu să lupți și să nu cedezi, pentru că dacă cedezi, înseamnă că. Deci nu vrei să ajungi mai departe, nu vrei să treci anumite bariere. Și aceste bariere depind doar de tine, doar de uh, conștientul tău. Că, realmente, antrenamentele sunt foarte, foarte uh -huh. grele. Adică se te duci să faci 20 de kilometri de alergare și vreau să spun că uneori, adică iarna, noi nu făceam antrenamente cum astăzi, în ziua de astăzi, se duc și stau câte 5 luni în străinătate, că la noi e iarna. Deci noi făceam antrenamente pe ploaie, pe ninsoare, pe gheață, pe noroi, eram la Felix, eram la poiana Brașov, nu exista. Deci astea sunt impedimente care aceste impedimente te ajută să tu să te te autoeduci, să Devii din ce în ce mai puternic și să nu cedezi. Pentru uh -huh. că dacă cedezi la antrenamente, înseamnă că nici la concursuri. Că sunt sportivi care fac, fac antrenamente uh, la un nivel foarte ridicat, dar în momentul în care ajung la competiții, realmente sunt uh -huh. acolo mediocri. Uh -huh. Ce rol joacă sportul în societate și cum credeți că ar putea contribui la dezvoltarea acesteia? Sportul în societate are un, are un rol important, dar trebuie privit, adică privit prin prisma că noi sportivii de mare performanță reprezentăm cu cinste România la marele competiții, adică suntem un gen de port-drapel al României și eu cred că ar trebui să se investească mai mult în sport și. Realmente, pe plan național, ar trebui să se facă o inventariere a bazelor sportive. Și aceste baze sportive, ori să le remodernizeze, or să uh -huh. facă alte baze sportive la nivelul actual. Da, într-adevăr, în unele orașe s-au făcut, de exemplu, vorbesc de, de Craiova, vorbesc uh -huh. de Cluj, unde, într-adevăr, sunt două orașe unde, într-adevăr, sportul este prioritar în societatea respectivă, în, în Urbie. Dar sunt și orașe unde, realmente, sunt stadioanele care sunt cu zgură, din, deci nici nu mai există zgură acum, deci au rămas stadioanele cu un fel de pământ. Și Deplorabil. Deplorabil. Și atunci administrația publică locală ar trebui să se îndrepte mai mult spre sport, pentru că sportul până la urmă înseamnă sănătate. Adică un copil, dacă îl dai de mic la sport, se disciplinează, uh -huh. este, deci poate fi, se poate compara face o comparație între un uh -huh. copil care face sport și un copil care nu face sport. Și dacă fac sport de masă, uneori copiii pot îndrăgi și de la sport de masă pot ajunge la sport de performanță. Dar asta depinde foarte mult și de profesori de educație fizică, depinde foarte mult și de antrenori. La noi în țară a cam dispărut antrenorii, cei care... Au fost odată și au adus glorie României. Acum este o altă generație de antrenori care probabil mai sunt la stadiu de a învăța, și în momentul în care înveți, trebuie să știi ce înveți, trebuie să știi cum să-l să dirigezi pe un, pe un copil care vrea să facă sport. Sunt totuși o mulțime de oameni care se plâng. Că, deși ar vrea să facă mai mult sport, nu au timp, sunt prea ocupați, prea obosiți de la serviciu și, bineînțeles, alte obligații, și nu mai au destulă energie ca să facă sport. Ce i-ați sfătui? Da, într-adevăr, sunt orașe mari unde, uitați-vă, deci cum sunt, suntem aici în București, dar bazele sportive sunt une, sunt bazele sportive și un părinte ca să-și ducă copilul să facă sport, adică pierde și părintele timp, și copilul timp, timpul de de a te deplasa la baza sportivă, dar totuși cred că fiecare părinte trebuie să fie conștient de faptul că dacă copilul își dorește să facă sport, și dacă întâlnește un antrenor care este motivat pentru performanțele și pentru calitățile pe care le are acest, acel copil, părintele trebuie să susțină copilul pentru a ajunge. Să-l determine să, faci, uh -huh. să facă sport. Pentru că, într-adevăr, dacă începi, așa cum am spus, cu sportul de masă, poți să ajungi la sportul de performanță. Trebuie să ai răbdare, că nu poți face sport de performanță într-un an de zile, în doi ani de zile. Deci se clădește de la an la an câte, câte o cărămidă. Numai așa poți ajunge undeva sus. Maraton. E un maraton. Maratonul este greu, este o probă foarte grea. Când faci sport, ai mai multă grijă de tine, ești atent la ce mănânci și la ce program ai, nu irosești nopțile prin cluburi, nu fumezi, ai alt stil de viață până la urmă, nu? Da, bineînțeles, din toate punctele de vedere, adică un spotit de performanță este clar că deci somnul de la prânz după după ce ai servit masă, este somn, este refacere, recuperare, faci un antrenament la ora 16, poți să mai faci un antrenament încă, patru antrenamente pe zi, iar ce să vorbesc de, deci eu ca sportivă de performanță chiar dacă am fost studentă n-am știut ce înseamnă club, n-am știut ce înseamnă discotecă, la ora 10 și jumătate eram în pat și nu pot să spun că să zic plecam undeva în deplasări, dacă vizitam orașul respectiv, adică era o chestie că mă duceam într-un magazin, indiferent cât erau prețurile, îmi cumpăram ceva pentru mine ca să știu că mi-am cumpărat și plecam în, în, în hotel unde. Eram interesată unde se face masajul, mă planificam la masaj și stăteam în cameră și așteptam a doua zi să concurez. Nu era că te duci, te plimbi și probabil, nu știu, tineretul în ziua de astăzi și sportiv în ziua de astăzi mm -hmm. nu mai... E. Dar cei care fac sport de performanță respectă aceste reguli, că n-ai cum să reziști dacă nu duci o viață sportivă. Mm -hmm. Din toate punctele de vedere să faci și performanță. Așa este dumneavoastră, vă continuați alergarea și încă intens după nepoțica dumneavoastră. <laughs> Îi țineți pasul? <laughs> da, într-adevăr, am nepoțica mea, Aiana, care are 2 ani și jumătate. Este un îngeraș um, un de fetiță, frumos și că foc, dar în același timp, nu știu, cred că o să ajungă sportivă. Deci dacă o las în piscină, o oră, o oră sare. Dacă o las în curte, este numai pe biciclete cu triciclete, ce tot timpul nu mai circulă. Deci este, este foarte greu, pentru că în momentul în care este copilul tău este altceva, dar când, în momentul în care ne gândești bunică și bunică la o vârstă destul de înaintată, mi-este greu cu ea, dar este foarte drăgălașă și este o fetiță, cum să zic, foarte cu inițiativă, cu, are, are simț, are are viziune, are, deci tot timpul este într-o alertă continuă. Dar nu este ușor pentru mine, dar sunt în același timp foarte bucuroasă că pot să fiu alături de ea. Și ce spune de bunica? Deci am rămas mirată pentru că are un simț din ăsta, de exemplu s-a uitat pe frigider, era pe frigider o fotografie a unei Uh, fetițe la botez și undeva eram eu, dar nici nu, mă, nici nu mai recunoșteam că sunt eu. Și s-a dus și a pus degetul, buni, 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 că eu sunt buni acolo și or, orice și când mă vede la televizor, buni, buni. <laughs> da, este drăgălașă, dar uh, trebuie să, să fii lângă ea, nu mai lângă ea. Și mi-e frică, dacă cade, dacă se lovește, dacă se întâmplă ceva, dacă iubește animalele, este ce să spun. Iubește copii, este foarte sociabilă din toate punctele de vedere, se duce la grădiniță. Nu mai spun când... da o lasă la mine, când vine taică să și maică, să e ceva de, de nedescris întâlnirea lor. Am mai stat la discuție mai mult de atât, dar timpul din nefericire a expirat, atât pentru astăzi. Ne-am conturat o imagine detaliată a vieții și a carierei unui atlet olimpic și vă mulțumim dumneavoastră pentru asta, pentru timpul pe care ni l-ați pus la dispoziție și vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Vă mulțumesc și eu multe realizări și multe succese și emisiuni cu oameni și păreri diferite. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenție, ne revedem săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, vă reamintesc că ne puteți găsi pe rețelele de socializare, pagina de Facebook A7TV, pagina Laura Manciu, pe site-ul a7tv.ro, unde aveți informații utile, recente și nealterate. Ne găsiți și pe YouTube, TikTok, Instagram, A7TV. Toate cele bune! emisiune susținută de Maurer Imobiliare.